Bună ziua! Astăzi îl vom cunoaște pe primarul comunei Drajna, domnul Gavrilă Mihai. Dorim să aflăm de la dânsul ce proiecte a realizat pentru comuna Drajna și ce dorește să realizeze de acum înainte. Bună ziua, domnule Gavrilă, și bine ați venit! Ne puteți spune câteva cuvinte despre dumneavoastră? Da. Am 60 de ani, sunt căsătorit, am 2 copii, 2 nevoți. Cei mai important, copiii lucrează cu mine. Am o afacere, am o firmă unde lucrează aproximativ 400 de salariați și copiii mi-au preluat afacerea. Ei se ocupă, ei sunt manageri în afacere. Este o firmă care prelucrează len, mic mobilier, mobilier de len masiv, pentru export, 100% export. Ca activitate, am vechime în muncă, nu, cum se spune, 42 de ani întrerupți. În această perioadă, m-a ferit Dumnezeu, n-am fost o zi în spital. Deci am lucrat de când mă știu. Am beneficiat de o educație sănătoasă. Părinții mei, oameni simpli de la țară, m-au învățat lucrurile simple pentru viață, pentru viitor, și anume să fii corect, să fii cinstit, să fii serios, ce promiți lucrul acela să-l și faci. Probabil că asta m-a caracterizat și probabil că asta a fost și succesul meu pentru cele două mandate ca primar. În curând încheiați un mandat de primărie. Ce ne puteți spune despre realizările acestui ultim mandat? Realizările la Drajna sunt multe și diverse. Am preluat mandatul într-o comună unde nu se întâmpla nimic de vreo 40-50 de ani. Lucrurile erau stagnau, nu se întâmpla nimic. Cei care au condus comuna nu aveau informații, nu aveau orizont, nu aveau înțelegere pentru ce ar trebui să fie într-o comună. Probabil că am beneficiat de informații tot călătorind. În mediul de afaceri în care m-am învârtit, am fost obligat să iau contacte cu diversi oameni și am tot fost în comune, în orașe, și am văzut cum este la ei. Și am zis, la noi nu se poate? Și am zis, da. De aceea am ajuns primar. O activitate susținută în fabrică, probabil, la timpul acela, nu de nevoie să faci această activitate de primar. Dar am zis că trebuie să aduc din ceea ce pot eu să fac, să aduc și la nivel de localitate. Mai concret, toată discuția a plecat de la apă. În 2004, firma avea o latrină în curte unde 40 de salariați mergeau acolo. Condițiile erau improprii și vă dați seama, veneau la noi fel de fel de oameni din toată lumea, exporturi, cu relații de afaceri. Și era jenant pentru mine să mă prezint în felul ăsta. Și tot l-am solicitat pe primar, domnule, haide-mi să te sprijin, te ajut, hai să facem eu. N-a dat nivelul de înțelegere, nu putea să înțeleagă lucrurile acestea simple. Nu, o fac și pe asta. Am candidat, am ieșit primar. De aici prima grijă, prima acțiune care a fost să gestionez programul de apă. Apă, la timpul respectiv, Drajna de jos avea vreo 200 și ceva de familii alimentate cu apă, Drajna de sus câteva zeci de familii și cam se termină aici. Drajna are în momentul acesta 2400 de gospodării. Imaginați-vă că nu era decât foarte puțin. Și am început program. Am beneficiat de ordonanța 7 la timpul respectiv și am început să construim. În momentul acesta apa în Drajna este aproape 100% realizată. Ce ne puteți spune despre serviciile publice existente în comuna Drajna? Mi-ați vorbit despre apă. De ce alte servicii publice beneficiază locuitorii comunei? Păi să vă răspund la întrebare, după aceea să revin la ce trebuia să mai completez. Avem servicii de apă, servicii de gestionare a deșeurilor menajere, avem dispensare medicale, n-avem gaze. Iluminat public, stradal, și aici este o întreagă discuție. La momentul când am preluat mandatul, erau 40 de lămpi care funcționau și primăria plătea 4.000 și ceva de lei, 40 de milioane pe lună. În momentul ăsta avem 700 de lămpi și plătim toate aceiași bani. De ce? Pentru că am înlocuit acele lămpi consumatoare de energie care au becuci de 700 de vați cu 23 de vați. Deci eficiența se vede și în modul cum abordezi și cum gândești o acțiune. Ceea ce privește partea de asistență medicală, am preluat comuna cu un singur dispensar la Drajna de sus, care avea o expertiză tehnică,
unde clădirea, sau în această expertiză se arată, clădirea nu corespunde nici minim 10% din ce ar trebui să fie o clădire publică din punct de vedere al rezistenței la cutremur. Practic a dărâmată, se vedea afară din ea. Pardoseala era deformată. Și am început ușor, ușor să construiesc. Primul dispensar l-am construit în Drajna de Jos, l-am început în 2005, l-am terminat în 2006. Drajna de Jos este comuna, satul Drajna de Jos este satul care este cam 45% din populația comunei Drajna. Deci este cel mai de numeros. Cum vă spuneam, Drajna are 11 sate. Aici oamenii aceștia din totdeauna n-au avut dispensar. Și pentru ei dispensarul înseamnă un lucru extraordinar, în sensul că am apropiat de ei serviciile medicale. Medicul de familie, avem medic stomatolog, avem laborator, farmacie, aici în acest dispensar. La Drajna de Sus era acel dispensar afectat de cutremur și care era posibil ca oricând la un cutremur să se surpe, da? Și s-a pus problema să construim al doilea dispensar. Mi-a trebuit un an de zile să lămuresc oamenii că dacă îl demontez pe ăsta, trebuie să facă altul. N-aveau încredere. Același lucru l-am demontat primăvara, al doilea an, în primăvară l-am inaugurat. Deci la noi lucrurile merg foarte repede și pentru faptul că am înființat o societate comercială, unde este cu asociatul unui consiliu local, ca să ne rezolvăm aceste servicii. Practic este o firmă a primăriei, a consiliului local, unde se lucrează în jur de 14 salariați și facem construcții, asigurăm serviciile pentru populație și tot ceea ce este necesar. Mai avem pentru învățământ, care este tot un serviciu pentru populație, ne-am preluat mandatul, eu obișnuit cu rigoarea din fabrică, am intrat într-o școală și am simțit că nu este o temperatură normală pentru copii. Având nepoții, simțeam nevoia lor. Studiindu-i acasă, am început în școală să mă duc cu pretenții de primar, aici nu este în regulă, hai să facem, aici nu este în regulă, hai să facem. Și am constatat că este friș. Am pus o întrebare, de ce aveți temperatura? Nu, că e cald. Vedeți, dumneavoastră, este un lucru simplu. Demonstrează-mi că este cald. Spune-mi ce te face să crezi că este cald. Da, e cald. E cald pentru tine, dar pentru copil nu mai e cald. Și am obligat să pună termometre. Când au pus termometre, au văzut și adevărul. Temperatura la sălile de clasă iarna nu s-a ridicat mai mult de 16-17 grade. Ori într-o sală de clasă cu copii la vârsta lor trebuie să fie cel puțin 22 de grade. Atunci m-a făcut să pun un cazan pe lemn, un cazan nou, care avea centrală termică. Dar nu era suficient. Școlile erau construite după guvernul din 77, la tehnologia de atunci și la înțelegerea de atunci. Și adică aceste școli trebuie să fie complet reparate, complet reabilitate. Și am început un program de reabilitare a celor două școli mari din Drajna, Drajna de Jos și Drajna de Sus, unde practic a rămas decât scheletul din cărămidă, restul s-a înlocuit tot. Și la Pardosele am umblat, pentru că eu construim foarte mult, nu sunt constructor de meserie, dar am înțeles ce înseamnă construcția. Și dacă nu avem o izolație perfectă la Pardoseală, toată umiditatea se transmite în păresca și igrasie. Și atunci acolo avem un microclimat viciat. În momentul acesta școlile arată altfel, ele sunt și laudate și eu sunt mulțumit de ce s-a întâmplat. Mai avem și o grădiniță la Drajna de Jos, o grădiniță nouă, erau niște condiții insalubre, copiii erau mici, se jucau pe covor și am zis, nu se poate, acei copii îi vor prelua acum anumite, se vor îmbolnăvi practic, vor căpăta un reumatism stând, jucându-se pe covor, umiditate, vor o igrasie, fără căldură. Și am construit o grădiniță cu trei săli pentru trei grupe, că așa era nevoie atunci, și o zonă pentru program prelungit. Dezamăgirea mea este că programul prelungit nu funcționează din motive care îmi scapă. Pentru că mi-ați vorbit de școli și grădinițe, câte unități de învățământ concret aveți acum la nivelul comunei și de ce dotări beneficiază copiii? Beneficiază de calculatoare? În acest moment avem o singură școală cu persoană juridică conform legii învățământului și ei structuri, cum sunt ele definite în lege. Două școli cu clasele 1-8, trei grădinițe și mai funcționează la Ugretin încă o școală cu clasele 1-8, dar practic este în afara hotărârii de consiliu local și în afara înțelegerii, pentru că ceva se întâmplă acolo. Mă rog, este o discuție la nivel local, că se desfințează școala. Școala nu se desfințează, ea se unește sau, mai bine zis, este absorbită de cea de la Drajna de Sus, pentru că nu sunt copii în sălile de clasă, numărul ar trebui să fie minim 12 și sunt mai puțin.
Dotările sunt, unele spun eu, la nivel normal. Mobilierul este tot nou. Au săl de cu calculatoare, săl speciale cu calculatoare, tablă inteligentă. Zic eu că a fost o investiție normală pentru copii. Dezamăgirea mea, că trebuie să spun și lucrul ăsta, este că ele nu sunt folosite la capacitate. Sunt folosite în mod accidental. Și asta pentru că... Ne-ați vorbit despre sistemul educațional și sistemul sanitar existent în comună. Despre infrastructura comună. Ce ne puteți spune? Vă pot spune că în momentul acesta, spuneam și la început, Comuna Drajna are 58 de kilometri de rețea de drumuri. Drumuri care, spun eu, pe care sunt așezate gospodării. Asta înseamnă 58 de kilometri de rețea de canalizare, de apă potabilă, de iluminat public. În momentul acesta avem iluminatul public este rezolvat, asigurat totalitate. Rețeaua de apă este aproape 100%. Mai avem în toamnă încă un singur sat și atunci fiecare gospodărie, conform promisiunile de mandatul trecut, va fi alimentată cu apă. Pe Drajna de Jos am început un program de canalizare, dar din motive care mie îmi scapă, n-a fost finanțat timp de 4 ani de zile și lucrarea a rămas în conservare. Probabil că în viitor vor fi finanțate și aceste lucrări. Și după aceea o să urmează asfaltarea drumului. În acest moment noi le pietruim pentru că toate drumurile noastre locale sunt din pământ și am cumpărat un buldo escavator și o autobasculantă acum 2 ani și de atunci cărăm piatră spartă pe ele, până acum am cărat aproape 30.000 de metri cub de piatră și tot mai trebuie. Pentru că drumurile sunt din pământ, cum spuneam, și această piatră se tasează și se tasează până când probabil se va sătura, să cum zicem noi, deci va deveni ca o fundație și atunci este momentul să le și asfaltăm. Aș dori să vă întreb despre viața culturală și socială a oamenilor din comună, despre zonele de agrement. Aveți zone de recreere, de agrement în comună? Nu avem zone de agrement, nu avem zone de recreere, dar avem cât de cât o viață culturală. Avem un director de cămin ambițios, a fost în tot felul de programe cu o fel de asociație germană, unde ne-a învățat ce înseamnă democrația, numai pe mine, pe toți cei care au fost disponibili. Și schimburi de experiență. Dar avem și formații culturale, formații de dansuri, formații, un grup vocal, tinerii care pe la școală, o profesoară ambițioasă de muzică care sprijină pe acest băiat, directorul de cămin, se mișcă. Drept mulțumire, ca să zic așa, anul trecut le-am cumpărat un rând de echipament de costume populare, 16 de fată, 16 de băiat, de la Breaza. Dar și aici a fost o întreagă poveste, pentru că n-am vrut să cumpăr tot ce mi s-a oferit. Vreau ceva autentificat. Cineva să spună, care se pricepe în meseria și în domeniu, să spună, ăsta este consum de zonă. Și atunci îl facem. Și am mai dat niște costume frumoase, chiar mi-am uimit pe foarte mulți, pentru că există niște reviste vechi, costume de Valea Tăleajene. Dacă mâine ați fi ales primar, care ar fi prioritățile pentru un nou mandat? Priorități n-ar mai fi în Drajna. Ele au fost demontate de mult. Acum, în primul mandat, în al doilea mandat. Acum este o translație naturală, ca să spun așa. Lucruri care ar trebui definitivate și altele începute. Pentru că prioritățile au fost apa, școala, dispensarul. Acum ele devin priorități prin anularea celorlalte. Am început un program de gavioane, pentru că noi suntem într-o zonă foarte accidentată, nu? Apele sunt foarte repezi și când vin torenți, rupe din malul, erodează. Și începem un program de gavioane, primul proiect pilot îl începem în vara asta, să vedem cum funcționează ca și costuri, și până toată alivia râului să fie regularizată, în termenii consacrați. Pietruirea drumurilor în continuare, în speranța că noua guvernare va uita și spre noi cu finanțare serioasă. Dar avem pe Drajna de Jos un proiect ambițios care se numește Centrul Cultural Sportiv, unde vrem să avem o suprafață de 4 hectare și vrem să facem acolo o zonă unde tinerii să se distreze, să deconecteze. Pentru că eu sunt un creștin din familie,
și merg la biserică, nu în calitate de primar, merg la biserică ca și cetățean și o fac dintotdeauna. Și am avut o discuție la un moment dat cu preotul, că spunea așa, să ne ținem copiii aproape. Și am spus simpla sintagmă, simplu afirmație, să ne ținem copiii acasă, nu funcționează. Acel copil trebuie să aibă de lucru, trebuie să aibă unde să distreze. E părerea mea. Și atunci, de lucru au cât de cât în localitate, pentru că, după părerea mea, sunt cel puțin 600-700 de lucruri create la diverse firme, nu toți, bineînțeles, dar mai este nevoie ca timpul liber să ducă să facă ceva. Că dacă ține în fața televizorului și la cârciumă, n-a rezolvat nimic. Și atunci, avem nevoie de această zonă, am gândit-o noi, multifuncțională, cu parc pentru copii, un trenuleț, pistă de biciclete, o pistă de carturi, o sală multifuncțională unde iarna se poate juca și un tenis, se facă și un spectacol și o nuntă, vara, o scenă, deci ceva de genul ăsta este fără. Vrem să punem acolo, Drajna are în jur de 210 monumente, case monument declarate și vrem să demontăm undeva o casă și o aducem acolo să facem un fel de muzeu al satului, să arătăm, uite, ăștia am fost, ăștia suntem. Pentru că cel mai important din punctul meu de vedere este ca oamenii să înțeleagă de unde vin, nu? Și că încotro se îndreaptă. Și atunci să creăm aceste alternative pentru oameni ca să se ținem aproape. Domnule Gavrilă Mihai, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea pe care ați avut-o în a ne acorda acest interviu și vă urez mult succes la alegerile ce se apropie. Mulțumesc și aș vrea să vă spun că în activitatea mea de două mandate am avut aproape consilierii locali, în primul rând pe cei din familia de politică din care fac parte, dar și ceilalți, pentru că de fiecare dată am mers în fața lui cu hotărâri de consiliu local de bun simț, serioase, nu cu aranjamente, și hotărârile mele au fost votate în marea majoritate, rețineți, în unanimitate, și restul câteva abțineri. Și vreau să mai mulțumesc și familiei, că este înțelegătoare cu mine și îmi dă voie și mă lasă să mă duc, să merg la primărie. Aș vrea să vă spun că primăria pentru mine nu este un scop în sine, nici un divertisment. Primăria este un loc unde pot să mă duc din prea plinul meu, pot să spun așa, să las ceva acolo ca să funcționeze. Și chiar dacă vreți dumneavoastră să întrerupeți interviul cu mine, vă mai spun un băiețin câteva momente, n-am vorbit nimic de aparatul de specialitate al primarului sau de primăria, cum este ea înțeleasă. În 2004, când am mers acolo, am găsit ceva nefuncțional, ceva anchilozat, ceva care era și la propriu și la figurat, băltea. Și am zis, trebuie să umblu la mentalități, la educația lor, rețineți termenul educație, dar nu în sensul de bună cuvință, da? Și la construcția în sine, pentru că cele două lucruri fac ca să fie o primărie funcțională. Primăria în sensul legal nu există. Primăria în sensul legii este o structură funcțională, fără persoană juridică, deci o structură funcțională care face parte primarul, secretarul și aparatul de specialitate al primarului. Pot să spun că după 8 ani de zile, Primăria Drajna a devenit Primăria Drajna. Cei care lucrează în primărie sunt profesioniști, sunt oameni care știu ce să facă, corecți, principiali. Plecând la un lucru, la Primăria la Drajna nu o să vedeți ușile pline. În 2004, prima grijă, am schimbat ușile, am pus un geam, nu? Ca să fie ușa vitrată, să poată să vadă despre ce este vorba. Dacă intrați în Primăria la Drajna, și cred că asta spune tot, o să găsiți în hall o recepție unde o fată stă în permanență acolo, cu tot instrumentarul necesar și de informații. Mai mult de atât, omul nu aleargă prin primărie pentru semnături. Știți, vine omul la o adeverință și ea trebuie semnată de primar sau de viceprimar. Și în permanență la primar și la viceprimar e cineva. Și omul ar trebui să stea la ușă, nu. Regula este, acea hârtie o ia oficianta, fata care la recepție, o ia, merge la viceprimar, îi semnează și se duce și omul și pleacă de treabă. Nu trebuie să stea. Deci, plecând de la lucrurile acestea simple, consider că sunt lucruri care au mers acolo unde trebuie și oamenii, zic eu, în marea lor majoritate, că nu pot să-i mulțumesc pe toți, sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă la Drajna. Și eu pe această cale, deci încă o dată mulțumesc echipei de consilieri, echipei din primărie, echipei aparatului de specialitate al primarului și familiei că m-au susținut. Mult succes în continuare. Mulțumesc. Și la cât mai multe realizări. Mulțumesc.